Salut și bine te-am regăsit la un nou episod din The Long Drive. Ei bine, episodul acesta s-a făcut și iarnă, bă băiatule, cât am dormit în Dacia asta. S-a făcut iarnă, ca să vezi. Episodul acesta vom căuta prin garaj. Episodul trecut am ajuns noi la el și aparent am reușit să-l buguim și s-a dublat absolut tot ce era în el. Și știu că am zis episodul trecut că sâmbăta aceasta va veni. Bine, nu am specificat neapărat care sâmbătă, dar să fiu corect, era vorba de sâmbăta aceasta. Episod dublu. Ei bine, îl vom posta doar pe acesta astăzi, pentru că am făcut o mică greșeală cu clipul acela și l-am postat foarte, foarte târziu, nu au fost trimise notificări, iar dacă eu continui cu postarea a două clipuri cât timp ăla nu este încă ok, se va strica ce încerc să repar, și asta fiind sistemul de notificări, să primiți notificări când postez. Deci, prin urmare, vom avea un singur episod astăzi, dar mă voi revanșa. Cel mai probabil săptămâna asta care vine mă voi revanșa, nu vă zic cum, va rămâne o surpriză. Bun, acum acestea fiind spuse și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru cele peste 5.000 de like-uri ce s-au strâns episodul trecut. Dacă țineți minte, episodul trecut v-am mulțumit pentru cele peste 4.000. Acum, wow, nu mai am ce să vă zic, vă mulțumesc frumos. Bun, să lăsăm aceste lucruri și să-i dăm bătaie ceea ce avem noi de făcut. Mamă, cauciucul ăsta, uite-l cum arată, n-am văzut niciodată unul așa negru. Wow, ce... Băi, e nou-nouț. Fii tu atent la chestia asta, e nou-nouț. Și cum am zis, s-au duplicat toate obiectele ce erau pe aici. Hai să portăm și noi luminile să vedem, mamă, câte paturi pe aici. Și mi-ați zis voi că motorul acela e posibil să meargă cu... Mamă, uite-te la nebunii ăștia. Uită-te la nebunii ăștia, ce tare. Ce avem noi nevoie? Mamă, dar sunt prea mult. Ce vrea să fie asta așa? E o găleată. Avem nevoie de roți, să le schimbăm pe cele de pe față, să ne punem normale. Wow, dar ce-s cu cauciucurile astea, dar arată atât de bine. Ăsta cu ce? Cu ce se prezintă? Cu alcool. Nu avem nevoie, deoarece noi nu consumăm aceste substanțe. Și avem aici una bucată roată. Și mai... astea nu se pot deschide. Era destul de tare. Și haideți să vedem unde mai găsim noi o roată din aceasta. Se pare că... Uite, o mască de Dacia. Oare e shiny tiny? Și erau niște bări, văzusem noi data trecută. Și avem... Mă, pot să dorm? Nu pot să dorm. De fapt, tocmai ce m-am trezit. Erau aici, uite, bara asta. Să vedem, poate reușim să facem ceva pe Dacia, pe... De fapt, asta pare cam aia de Wamsh, deși nu e de Dacia. Uite, mai avem... Asta pare a fi bară de Dacia. Alături de portiera asta, parcă, nu? Nu știu. Da, pare a fi. Și avem aici niște remorci. Acum, nu știu dacă am avea ce să cărăm și am văzut că a apăruse ceva pe ăsta. Nu-l văd. Aha, uite, pare a fi un... Pare a fi un WC. Ok, n-avem nicio treabă cu el. Haideți să vedem, să scoatem, ar trebui să luăm noi paturile, ca să putem să vedem exact ce e pe aici. Sunt foarte multe paturi, nu înțeleg de ce. Jocul... Și pot să dorm când... Aoleu, nu așa. Uite cum dă cu piciorul, nu vine să cred. Ok. Wow, dar vreau să zic că jocul arată genial pe iarnă, așa, e tare rău. Bun. Hai să vedem noi ce mai avem aici. Asta pare a fi o bară de Dacia cum are protecțiile astea așa, o? Bine, acum orice bară o văd, o să zică, mamă, cred că e de Dacia. Îți dai seama. Ce bine mă pricep. Ia, hops. Le vom lăsa aici. Avem lumini afară? Nu știu. Deci, mai avem noi nevoie în mare de... Wow, ce curată e găleata aceasta. Mai avem noi în mare nevoie... acesta, da. Adică, voi scoate cam ce avem nevoie, știi, să folosim, după care plecăm către următoarea zonă de loot să vedem ce mai putem găsi. Și, nu știu, acum, cred că am terminat subiectul ăla, puțin cam așa. Motorul acela a zis că e posibil să meargă pe sânge, dar acum nu știu dacă v-ați referit în loc de ulei să pun sânge sau în loc de combustibil să pun sânge. Mamă, o să fie destul de greuț să intrăm aici. Și mi-ați spus voi că radiatorul nostru nu este plin, mai trebuie să punem apă și aveți dreptate, o să trebuiască să mai punem niște apă. Uite cum lucrează ăsta cu patul, cum îl mișcăm. Hai să vedem ce mai găsim. Bă, mă, dar câte obiecte totuși. Un cauciuc din același avea nevoie și deja nu prea aș mai sta pe aici, pentru că... ce motorul ăsta dar are chestia aici și a roșie? Mă, ce se aude în halul ăsta? Ați auzit?
Păi mi-am speriat zgomotele astea așa ciudate. Aoleu, mi s-a făcut pielea de găină, nu știu. Uite, uite cauciuc. Pare a fi de ăsta mare? Da. Mie să nu fie ceva să mă sperie. Slab de inimă. Astea, uite, uite-l cum arată, bă, băiatul nostru. Ia să vedem, pornim puțin lumina să vedem ce e pe aici. Că așa să stau să le scoatem pe toate ar fi un chin. Deci avem pe acolo, uite un cauciuc mic, bun. Bun, deci am găsit, avem aici unul. Păi cred că cam asta ar fi, nu? Uite niște banchete destul de tari, dar nu prea avem ce să facem cu ele. Uite iar un cauciuc foarte bun. Păi haideți să le luăm. Mă, ce e? Ceva de asta, zebră. Habar n-am. Girafă, pardon. Du-te! Hai că l-am aruncat de toți banii. Ah, dar nu poate să-l arunce. Bine, acum n-am și eu ce pretenții să am. O singură mână să arunce dita mai cauciucul. Mă, dar stai așa. Ah, avem și geantă. Am zis că am scos numai cauciuc. Deși cred că găsim pe aici. Ce avem nevoie? Uite, mai acolo una. Mamă, geanta aia arată foarte bine. Ce era pistol? Pușcă! Pușcă de aici. Și cauciuc. Hai să luăm și roata aceasta. Ne schimbăm roțile pe față. Dar sunt curios dacă putem să facem bugul acela și cu roțile acestea. Pentru că dacă nu se poate face bugul acela, eu îmi pun roțile mici înapoi pentru că e foarte tare. Mi se pare genial bugul ăla de la am găsit episodul trecut. Iar pentru cei care nu ați văzut episodul trecut pentru că poate n-ați primit notificare, aveți un link în descriere să vă fie mai ușor. Și avem noi aici noua emblemă Dacia. Avem o mână. Vă las pe voi să completați emblema Dacia. Mâna care, completați voi acolo. Cea mai creativă idee primește pin. Hai să vedem. Aoleu, am dat motorul să nu-l calc, direct în el m-am dus. Bun, hai să o punem pe chituci. Și să începem modificările. Poți să dormi? Da, stai așa că doar nu dormim așa pe jos. Ce suntem, animale? Așa frumos. Bun. Acum, dar stai așa, stai așa, stai așa. Nu mai avem oglindă. Unde ne este oglinda oare? Băi, nu știam că poți să dai jos. Cum a sărit? Mamă, mamă. Înseamnă că am făcut accident ceva sau... Nu știu, s-a întâmplat ceva din moment ce nu mai avem. Bun, hai să vedem. Aia este ce să facem acum. O scoatem pe aceasta. O să o punem pe aceasta. Mamă, e autosport. Nu mai mergem cu... Pare cauciucul mai nou ăsta. Nu. Dacia Sport. Deși ar trebui să luăm janta aia frumoasă de acolo. Era chiar foarte tare. Ia, hai să vedem. Dacă putem noi să o scoatem din mulțimea asta de obiecte. Și, deci, janta pare... Ok, putem să o scoatem. Așa, pe stilul nostru. Janta e... Puh! E auto. Cum lucește. Mamă, dar e țiplă, despre ce vorbești? Poți să... Nu, cum fac să o apropii? Mă, apropii-o. Hai că... Mă... Gata. Gata, altceva? Și acum dacă am găsit și capace să le lustruim, să punem pe fiecare jantă, ar fi extra mega genial, dar din păcate avem doar un capac. Și acest lucru nu ne ajută foarte mult, dar este un început. Corect? Corect. Și îl vom pune pe această roată până vom găsi să le degresăm și ce mai trebuie noi să le facem. Hai să montăm și roata aceasta și să facem un test, să vedem dacă se poate face acel bug și așa. Bun, cam asta ar fi, nu cred că mai avem ce să punem pe mașina noastră. Bările doar, dar acum... Pe spate n-aș ține bară, e mult mai sport fără bară, corect? Deci avem cârligul ăla. Și pe față cred că totuși ar fi la fel de sport. Da, mamă, ce ai mă, zici că e altceva fără... Wow, ce bine arată fără bări! Ce ai mă, e genială, despre ce vorbim. Pleacă de aici. Bun, păi atunci iau doar burețelul acesta să spălăm, da ce să spălăm? Poți să spăl oare mânuța asta? Ciup, 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 ciup. Oare îi se duce sângele? Na, se pare că nu.
Se pare că nu. Păi avem ce să spălăm? Nu știu, e destul de... Da? Mamă, stai așa să vezi ce lucește și asta. Una. Hai încă una. Fuuu! Ia uite-o! Mai merge? Se pare că nu mai merge, dar... Mișto. Era foarte tare. Era foarte tare dacă puteam să colorăm roțile. Sau, mă, totuși aș lua și o remorcuță. Acum nu știu ce să zic. Doar că asta e, că n-avem ce să cărăm. Aș lua, dar repet, ce să cărăm în ea? Că așa să o luăm de nebuni? N-are niciun rost, știi? Mamă, ar merge să începem să ne punem de astea. Așa nu mai avem oglindă. Ia uite, tararara, tararara. Hai să căutăm de-astea. Oare și-a mea e la fel de curată? Da, evident. Și haide... Mamă, dar asta e bară de mașină mare, stai! Fuuu, bumpers, direct. Vino cu ace. Ce ziceți de asta? Cum este? Mamă, asta e bară de camion. Dacă am găsit camionul acela, aș fi cel mai fericit om. Cel mai fericit om. Mai avem oare chestii de luat? Știu că pe aici mai sunt astea de agăța. Mă, nu-mi zic ăla. Băi, nu te cred. Nu, n-ai cum. E cu sfoară? Haide, mă, las-o moartă. E cu sfoară, frate. Ok, ok. Hai să vedem. Poate mai găsim niște chestiuțe. Nu. Ce mai avem pe aici? Uleu. Face pe nebunul. Nu, bine, e destul de greu să... Prea multe lucruri s-au dublat și de asta... Dar le dăm cu picioarele jos. Poate mai găsim ceva util și după plecăm direct. Ce mi-a văzut mie ochiul? De fapt, care-i treaba cu girafa aia oare? Să mergem să o luăm. Wow, dar ce-i cu capacul ăsta? Mi se pare că tot pentru mașina aceea mare? Nu știu. Vreau să îl iau... Am luat ceva. A, am luat paletul ăsta, ok. Și... Haide, mă. Mamă, mamă, ce se duce. Mă așteptam să bubuie sau ceva. Până una alta, cât am căutat eu după chestiuța asta, fiți atenți, am găsit un capac. Ai, dar ești... O pui rezistență. Am găsit un capac și eu de asta. Știi? Și mă gândesc că putem să luăm capacul acesta și bam, îl facem frumos. Bine, acum cât de frumos nu știu, că e destul de ruginii, dar uite. Îi dăm așa și mi se pare că de două ori cu ăsta, după care cu buretele și se face ok. Wow, nu credeam că îl scoate direct crom din perie. Oare și pe ăsta îl scoate la fel? Bine, jantele încă nu sunt la nivelul maxim. Mi se pare că mai merge. Ia, stai așa. Haide, mă, fă ceva. Așa. Mi se pare că nu sunt jantele la nivelul maxim, dar ia, încercăm pasta mare. Da, despre asta vorbesc. Oare mai merge în conanță? Nu mai merge în conanță. Dar cred că merg astea. A făcut? Da, 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 a făcut că nu mai avem de sta pe burete. Păi asta ar fi. Haideți să plecăm către noua zonă de loot. Suntem ok, fără bări, așa mai sport. Roțile, hai să facem un test să vedem dacă merge. O să dispară și lagul imediat cum plecăm din zona aceasta, că s-au pus obiecte peste obiecte, nebunii peste nebunii. Să dăm și noi scaunul ăsta puțin mai jos. Și gata. Hai să vedem. Se duce mașina? Uuu, parcă se duce mai tare. Sau... Nu, 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 uite, se oprește încă la 100. Stai așa să facem o chestie ce trebuia să facem. Gata. Ne-a sărit ceva? Nu. Deci până la 100 și hai să încercăm bugul ăsta de la îndescoperit. O lăsăm până ajunge cu turațiile de nu prea se mai aude. Și dăm blană. Merge, merge! Ok, 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 din nou. Și tragem așa, ce să facem? Urcă cu câte 20 pe fiecare chestie de asta, deci țineți minte. Deci pe fiecare de asta. Micuel, ce ai făcut, Micuel? Hai că accident.
Am găsit oglinda! Am găsit oglinda! Gata, am crezut că am pierdut-o. Mamă, uite-l pe băiatul ăsta cum arată. Uite-l pe băiatul ăsta cum arată. Nu-mi vine să cred. Bă, dar ce-i cu mașina asta, mă? Calmează-te! Calmează-te! Bun, hai să ținem contul, deci, pe fiecare. Bă, dar nu poți să o controlezi. Cred că renunț la roțile mari. De ce n-am renunțat la roțile mari de pe spate? Că uite că nu pot să merg. Da, la următoarea zonă acum ne găsim și vedem, poate. Dar totuși arată în mare fel cu roțile astea mari, știi ce zic? E altceva. Oricum, vedem la următoarea zonă. Cam așa se vede cu jocul ăsta. Am 280. Aproximativ 300. Aproximativ. Ne-am dus. Ce să mai dau așa? Nu punem frână, căutăm noi drumul după. Vreau să văd dacă pot să ajung cu acu pe partea asta la altă. Mamă, dar ce viteză poate să aibă, nu vine să cred. Uite cum merge. Dacă ai mai văzut așa mașină. Haide acule, haide acule. Haide acule, să te vedem. Mamă, și încă trage la fel de tare, nu-mi vine să cred. Deci ăsta mi se pare cel mai tare bug pe motorul ăsta. Parcă mai tare, deodată așa se duce. Mamă, chiar sunt curios ce viteză am avea. Și sunt curios dacă se întoarce vreodată acolo, la noi. Oare există șanse să dăm de drum? Băi, cum se duce, nu-mi vine să cred. Cât? Cum? Ce ai, mă, că imediat facem kilometru. Wow, gata, am făcut cu totul. No, suntem ok. Acum șansele ca noi să mai găsim drumul înapoi sunt, cred că, destul de mici. Decât să virez eu dreapta și să o iau, să încerc. Mă, l-ai stâlp de la drum? Mă, serios? Eu te-am găsit drumul. Ce tare. Și cred că am scurtat ceva, mă gândesc. De fapt, eram la kilometru 175... Nu vine să cred că am găsit drumul. Wow, ok. Acum singura chestie nasoală este că nu știm dacă am trecut de vreo zonă de loot. Pentru că în față nu se vede și e posibil să fi fost în spate, dar oricum avem destule obiecte, deci haide să... Mamă, ce e aici? Hai să-i dăm în față și vedem noi ce am găsit. Totuși să vedem la ce kilometru suntem. Deci eram la 170 și... 176. Și dăm save. Și dăm save. Și... Ce? E imposibil, am făcut 20 de kilometri, 20 de kilometri, gândiți-vă că normal nu făceam într-un episod întreg, făceam în jur de 10. Voi vă dați seama cu ce viteză am mers? Wow, asta e tare, dar se pare că acum n-am mai revenit, avem nevoie de un board potent. Avem nevoie de un board care să țină. Dacă ținem W apăsat aparent, na, dar dacă facem schema noastră... Bum! Se duce tare. Da, posibil să fi trecut de multe zone de loot în 20 de kilometri, pentru că astea de obicei apar în 3 kilometri, na, cam așa. Dar, hei, suntem ok, avem tot ce ne trebuie, lumini, oglindă, combustibil, mâncare e cam greu, mamă, nu i-am dat să mănânce niciodată. Nu i-am dat niciodată să mănânce, asta este. Bun, ne vedem la următoarea zonă de loot. Ajungem la următoarea zonă. Nu știu în ce m-am blocat, nu știu ce s-a întâmplat, dar cred că suntem ok. Nu pare să fi sărit ceva din mașină, este totul ok. Haide să continuăm, s-a și salvat. Încă n-am găsit noua zonă de loot, deși a mers ceva, mă, sigur nu ne-a sărit nimic. Băi, dar ce fac, mă, ăștia aici? Plecați, mă, din mașina mea, mă! Plecați din mașina mea, ia uite-i! Mai e vreunul? Poate s-au ascuns. Așa. Cred că ea ne-au bugăit sau nu știu, nu-mi explic, dar mergea liniștit așa frumos, țic, 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 țic. Și după bum, a început mașina să zboare. Ciudat. Ciudat. Se pare că am găsit încă un garaj și apropo, wow, ce avem aici, o mână de om. Și un veceu sus. Mă gândeam cât conduceam eu pe aici. Cum ar fi dacă ne-am apucat și de My Summer Car, dar o serie normală, adică nu să ne jucăm un episod și ceva. Am mai jucat eu acum ceva timp jocul acela, a fost destul de tare.
Iar acum știu că am mai primit update-uri, s-au băgat foarte multe chestii noi și chiar mă gândeam dacă este să începem o serie nouă, cum v-am zis, o să, acum că am revenit cu postările și astea, o să vreau, mai o mașină sus, o să vreau să luăm joculețe și să le jucăm, exact cum facem cu acesta, nu un singur clipuleț și îl abandonăm, ci să ne jucăm frumos, clipuri fresh trase imediat după postarea celuilalt, să pot să vă văd comentariile, adică să nu filmez 10 deodată și să fie nasol să nu avem interacțiunea aceea, știi? Deci, na, dacă vreți o serie de My Summer Car, apreciați acest clipuleț, să știți că, că apreciați ceea ce fac eu aici și lăsați în secțiunea de comentarii, evident. Bun, cam atât. Ia, să vedem ce mai avem pe aici. Avem o roată... ăsta merge deschis? Nu merge. De fapt, stai, pare a fi sertar. Da, pare a fi sertar, dar de ce oare? Empty, diesel... Acum ce să facem? Nu mai băgăm de seamă, un litru avem? Ia uite-mi cu un litru, ne permitem. Băi, în afară de oglinzi chiar nu e absolut nimic ce am putea să luăm. Chiar absolut nimic. Eu nu înțeleg totuși care-i treaba cu WC-ul ăsta, adică chiar a luat cineva după el un WC-ul. Acum, în schimb, vreau să mă urc acolo să văd care-i treaba cu mașina, știi? Și nu știu dacă a schimbat totuși roțile mașinii. Pe de parte... E nasol pentru că ne incomodează maxim roțile astea, dar cum mă dau eu jos dacă nu o trag pe partea aia? Opa, mai e și ceva acolo. Mamă, dar stai mă ușor, mă! Și să punem roți de alea pe spate, normale. Am tras frâna de mână. Na, e o motocicletă! El e Marian șoferul. Băi, ating cu oglinda aia. E ciudat pentru că eu nu dau atât să mă dau cu spatele. Problema este că el se dă atât de mult cu spatele pentru că nu știu ce are mașina. Are drași pe ea. Scuzați-mi expresia. Ia. Haide. Mamă, dar ce bine arată. Wow, ce bord are mașina asta. Are 160, dar măcar are bordul ăsta. Băi, e prea tare mașina asta cum arată. Uite ce portbagaj. Uite ce roți. Uite ce... Motor. Uite, e motorul ăla de care am discutat noi, știi? Mă, ce se întâmplă? Mă, stai cu minte. Hai să vedem. Pornește, avem combustibil? Liber. Băi, dar e, mamă, ce interior nebun are mașina asta. Se pare că nu avem nimic acolo. Mi se pare că e aia de merge. Bă, ce tetiere avem. Păi eu la Dacia mea am tetiere. Nu știu dacă am, nu cred că am. Ia, putem să facem ceva? Bă, e lux, adică despre ce vorbim? E casă mașina. Hai să o dăm jos. Mă arunc cu tine. Haide, mă. E, o iau la picioare. Mereu merge la picioare. E foarte ciudat cum funcționează, știi? Exact așa am găsit și Dacia pe un acoperiș. Mie îmi place bordul ăla. Ce e ăsta? Mamă, cred că ăsta ar fi bun și pentru noi. Bă, dar mai termină-te, mă, odată. Ce ai? Așa. Da, n-avem tetiere la Dacia. Despre ce vorbim? Vreau să-l pun în loc de ăla pe care îl avem, știi? Și cred că ar fi destul de ok. Da, mă, este altceva. Aoleu, merge invers. Uite-te ce casă arată, zici că e servietă. E tare, o să lăsăm pe ăla. Și hai să vedem cu bordul ăla cum facem, deși e cam mare față de ceea ce avem noi. Cred că va arăta ciudățel, dar poate putem să-i furăm toate ceasurile. Era mișto dacă puteai să furi tot bordul, știi? Mă, dar n-au și astea un turometru, frate. Aha, atâtea butoane, ok. N-au și astea un turometru, mi se pare ciudat, știi? Să vedem și noi acolo cât îi tra... Băi, e fenomen tare motocicleta asta. Ia stai, poate avem... viteză... Ia uite-l! Uite-l pe nebun! 80 de ce? 80 de kilometri pe oră sau 80 de mile? Ok, 80 de kilometri pe oră. Păi ce să facem cu el?
Dar ăsta, ce să fie nasol e că pierdem kilometri de pe bordul acesta, 170, ceea ce, hei, e destul de tare. Dar să vedem cum vine acesta. E genial, îmi place. Mamă, chiar e tare, adică, hei, de ce nu? Și să-l punem pe celălalt cu instrumentele, sau oare pot să-l pun pe la pătrat, dar nu. Avem capace, da, corect, corect. A dat cu piciorul în roată sau mi s-a părut mie? Nu știu acum, aș lua cauciucuri mici, dar totuși am stricat Dacia, corect? Că parcă ăsta e farme cu ei. Ăsta e stilul ei. Mamă, cât ai iepurele, frate. Stai mă, țin-o, că avem nevoie de ea, nu mai aruncam lucruri. Și oare pot să pun, uite, în loc de ăsta, pot să pun bordul ăsta? Păi și ce ne indică? Bine, ăsta văd că e destul de complex. Are ăsta, ăsta are tot pe el, are și dalea și dalea și dalea. Și dalea. Și acum le mai găsesc eu pe ale mele? Hai că le mai găsesc. Uite la aici. Cine mai pune mâna pe ăsta? Ce îmi place când stric lucruri. Ia să vedem cum reușim noi să-l scoatem. Trebuie să fac cumva să scot alea de acolo. Dar nu par să iasă. Cred că trebuie să facem un opel accident, o mică izbitură să arăt acolo. Da, băi, uneori cred că gândesc prea mult așa, nu știu ce se întâmplă. Ia. Mai rar așa, cred că le-am inversată. Bine, nu cred că are treabă, pentru că văd că ne indică combustibilul. Mamă, stai, cât? Bă, da, păpat puțin. Mamă, păi ce o să facem că... O să trebuiască să mai mergem la navă de aia. Mă, cam atât. Acolo e o mână, n-avem treabă cu ea, capace avem. Mă duc să văd repede de niște perii de alea. Poate e să mai periem puțin pe la mașină sau niște bureți. După care mergem, că n-avem ce să luăm de pe aici. Tot acum, na, sper să găsim ceva mai performant. Un bord, dar nici nu știu dacă există măcar mai performant. Deși ar fi destul de tare. Hei, ce e? De-asta din Minecraft? Ia, de ce nu? Dar prima să vedem dacă avem pe aici un burețel. Uite, avem un burețel. Și acum dacă am găsit și o periuță. Mamă, oglinzi. Și oglinzi. Hai să punem oglinzile prima oară. De fapt am putea să le furăm și de la mașina asta. Mamă, uite ce scoate. Uite ce scoate mașina noastră, dacă îți vine să crezi. Perfect. Despre ce vorbim? Mamă, ce tare conduce cu mână, nu știam. Ok, am vorbit prea devreme, cred. Și frâna de mână, nu știu ce se întâmplă cu ea, dar parcă nu prea mai ține, așa mi se pare. Acum, nu știu dacă merge spălat, cred că trebuie periat prima oară, nu știu, dar oricum periez janta, să sperăm că merge și că nu periază altceva. Ok, te dau jos și... Haide! A făcut-o? Mi se pare că a făcut-o, nu? Da, pare curată. Și aceasta... Da, mă, le da așa un luciu puțin. Cred că toate sunt. Ia, nu știu, pare a fi, dar încercăm totuși, vedem. Da, pare că e. Și ăsta. Și ăsta. S-a cam murdărit buretele nostru, dar nu e nicio problemă. Acum, repet, astea mi se pare că trebuie cu perie să îi dăm. Pentru că așa nu cred că reușim să facem ceva. Mamă, dacă cum se aude motorul ăsta, da, oprește de... Gata, că se auzea prea tare. Serios? Da, păi asta este. O să căutăm... Voi vedeți cum mi se lungește trupul? Mamă, ce ciudat e. Stai, mă, mergi normal. Mamă, l-am făcut gigant. Nu merge, doar la lungesc așa puțin, după revine la normal. Bun. Haideți să... așa, perfect. Și să vedem noi ce mai avem. Oglinda aia arată destul de nasol. Avem aici o canistră. Avem aici... Da. Ăsta, da, arată foarte tare. Și îl vom agăța în fața mașinii. Poți să... Mamă, dacă poți să-l pun pe mâna asta... Ce ai făcut, mă, frate, mă? N-ai cum să o dai cu mașina asta. N-ai cum să o dai cu Dacia noastră. Le pun pe toate aici. Facem pom de Crăciun în fața mașinii. Mai avem încă un burete. Cred că e cel de l-am aruncat.
Și cred că cam atât în zona aceasta. Ei, uite încă un Spider-Man de ăsta micuț. Hei, vino caci. Ai un caracatiț, ok. Nu-i pe aia. Mamă, mai e ceva. Un brăduleț pe ăla îl punem în mașină. Și pot să adaug, de exemplu... Da, despre ce vorbim. Și brădulețul acesta va veni pe partea cealaltă. Jup. Și haide să luăm și oglinzile de pe mașina asta și eu zic că suntem gata de drum. Nu? Corect. Așa. Să o punem frumos și o vom pune... O vom pune... Nu știu unde să o pun, că deja avem cam multe. Așa. Deci, ce mașini găsim de acum? Le vom lua oglinzile. Și vom face colecție pe asta noastră. Stai așa, că cred că... De fapt nu, e foarte ok, pentru că o punem așa și o punem așa și am pus-o peste cealaltă. Nu, așa ceva nu se acceptă. Așa. Perfect, nu zici? Oh, ce tare arată. Hai să-i dăm un save și ne vedem la următoarea zonă de loot. Iasă. Ops! Haide! Acum ce mi se pare tare totuși, acul acesta chiar se dă peste cap. Adică nu e nimic să-l oprească cum era ăla de nu mai revenea niciodată. Singura chestie e că nu găsim un drum. Dar uite-l! Uite-l că o să ne revine la zero! Wow! E drumul prea nebun pe aici. Wow! Și bine, e greu să ții mașina asta. Nu-mi vine să cred, l-am dat peste cap! Cred că ne-am dus tare de tot. Direct în piatră, mi-au sărit acolo, cred că toate oglinzile. Mamă, am pierdut puțin din mașină. Am pierdut. Da, am pierdut câteva obiecte. Deci tocmai s-a întâmplat ceva ce nu credeam că se întâmplă de obicei. A căzut din cer. Mergeam super liniștit, cu viteză înceată, chestia abia ce mi-am revenit după accident. Și e purilă, vreau să zic, că a căzut din cer efectiv. Bum, și a căzut aici. Dar evident, pentru că noi suntem la momentul potrivit, îl vom salva, îl vom lua cu noi în această drumeție. Iar dacă doriți să îi dați un nume, o puteți face în secțiunea de comentarii. Iepurilă, nu te opune, vreau să te salvez. Mă, ce faci, levitezi? Mă, nu fă de-astea că te zvâr. Haide, vin un coace. Intră acolo așa. Mă, nu fi. A, dar nu vrei să intri? Te bag în portbagaje, purile, la butoi. Te bag cu capitanul butoi. Haide. Gata, l-avem pe iepurile cu noi, băieții. O să fie o drumeție foarte frumoasă. Mă, stai și tu, uite-te frumos la drum. Stai așa, stai cu capul. Na. Îți place? Ești de aici. Ia uite-l unde stă. Oule, iepurile, nu începe cu atacuri de-astea domestice. Oule, dacă stai cum vrei tu. Dar nu cu fundul la mine. Hei, pleacă de aici! Pleacă! Cine m-a pus să te pun în mașină? Pleacă! Oule, urât ești. Ok, o să lăsăm așa, deși mă sperie puțin cum stă. Mamă, uite-te la ăsta. Băi, zici că e rechin. Eu tot o să mă chinui să-l pun ca lumea. Era mișto tare dacă puteam să-l pun cu centură, cu... E ok și așa. Bun, noi ne vedem data viitoare, vă mulțumesc pentru toată atenția acordată. Iepurile se pare că jonglează. Păi dacă-i deschid ușa, fii atent, cum se duce nebunul. Gata, iepurile, las glumele, vină înapoi, îmi pare rău. Ce să fac, îmi pare rău, iepurile. Pare rău. Hai la tata. Stai, aici. Așa să stai. Bun, noi ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc pentru toată atenția acordată și... Na, ne vedem mâine la noi clipuri. Pa, pam!